știm că vinul și mâncare sunt parteneri și dacă ai, de exemplu, o mâncare mai grasă, mai puțin cu grăsimi, deci trebuie să bei un vin mai tare, da? Și vrem acum să vă provocăm, în primul rând, să degustăm niște vinuri, vrem să știm dacă le cunoașteți, în primul rând, și să ne spuneți cu ce putem să le mâncăm, să le ajustăm. Deci avem 5 pahare de vin și Toate două sunt măcuri. diferite, da? Toate sunt diferite și dumneavoastră ne spuneți cu ce fel de mâncare se combină. Și să vedem dacă ghiciți ce sort este. Bine, ar trebui să cunosc, dar nu sunt Da. degustator profesional, dar o să vă spun. El nu are parfum specific soiului, ori este un vin ținut mai mult în sticlă, poate să fie un aligoté ceva așa de... Dar el E nu-i vin. Chardonnay, e E Chardonnay. Chardonnay, dar buchetul de Chardonnay eu nu pot să înțeleg aici. Da? Și cu ce mâncare se potrivește Deci, Chardonnay-ul? Chardonnay-ul, vinul ăsta, fiind acru, el este mai acru decât ar trebui Da. să fie, ar merge chiar și cu struguri Deci tot de... cu acru se potrivește. Dar ei nu sunt acru, Ceva este acid. dulci. Da. Eu cred că este dulci Deci Chardonnay-ul se și... potrivește cu dulce? Fiindcă asta anume acest vin dacrișor, ar merge cu vreo două bobițe de struguri, de poamă. Sigur, la pește s-ar potrivi La o bine. salată. La o salată merge. Ia să-l vedem pe asta. O altă treabă. Este un buchet extraordinar. O, iată gustul, arată că e traminer. E traminer. Deci traminer, deodată se vede puternic, traminer, nu, este de la Chateau Vartelle, traminer. Deci buchetul nu-i traminer pronunțat, buchetul nu-i, dar gustul e traminer, traminer. Să vedem și este roșie. Da, 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 haideți. Vinul, vedeți că el dă în culoare deja ca felie, înseamnă că vinul ăsta a fost mai mult de 5 ani păstrat. Sau are altceva, dacă nu, dacă are așa culoare, dar culoarea nu-i de vin proaspăt. De dat se vede că este vin Mai ținut vechi. în baric, da. Nu știu, cred că e un merlot ceva. Cabernet Sauvignon sau merlot? Una din două. Sauvignon, da. Cabernet Așa, sau Cabernet merlot? Sauvignon. Cabernet și merlot nu au mare diferență, deci Cabernet Sauvignon. Iată asta poate să fie altceva. Uitați, ăsta vin mai proaspăt, mult mai consistent. Așa culoare de obicei are asta fetească neagră. E din aceeași grupă, asta e Merlot, da? Da, e De aceeași același. grupă de vin. Ați ghicit. Da, dar e mai consistent, uitați-vă. Este mai deodată se vede mai consistent. Cu toate că de obicei Merlot și Cabernet, sau poate Lumina așa joacă, de obicei Da. Cabernet-ul este mai consistent și Merlot puțin mai diluat. Și la cu ce mâncare se combină? La orice carne de vită, de porc, perfect. Dar la cașcavalul, la aceste cașcavaluri, perfect. Și mai facem o încercare, da? Este cu totul altceva. Asta e vin de casă sau ce? Vin de desert. Da. Cahor? Cahor. Da. Ați ghicit, ați ghicit. Și ca gorul Cum la ce adică am merge. ghicit? Le cunoașteți foarte bine buchetele. Urmărește iShow și află care e bancul preferat al lui Vasile Bumacov. Voi aveți copii deosebiți, foarte frumoși, dar este și faceți cu mâna nici nu-i bun. Da. Domnule ministru, avem câteva portrete și aș vrea să vă rog să le caracterizați pe scurt. Bine, rubrica noastră tradițională. O să mă pricep mai bine ca la vinuri, vă spun. Da. Deci, ce credeți despre Ghenadi Ionischenko? Eu, de exemplu, nu-l invidiez. Este Da. foarte greu să îndeplinești unele indicații care nu sunt corecte. Și dacă dumnealui reușește să facă acest lucru, eu cred că lui vine foarte greu. Despre Vlad Filat. Bun, bine, despre șef, ori spui de bine, ori nu spui de fel. Dar vreau să vă spun că Vlad Filat m-a impresionat în prima dată când l-am văzut eu pe Vlad Filat,
Asta a fost prin 95 sau 96, nu țin minte. Eu avem niște patente și implementam o tehnologie și eram blocat de niște birocrați. Și am mers la el, l-am văzut tânăr, simpatic și era foarte ocupat și n-a vrut să vorbească inițial. Dar eu spun că, domnul Filat, eu sunt profesor universitar, doctor. A, da? S-a întors de la ușă înapoi, s-a așezat, m-a ascultat și tot a rezolvat. O, Daniel Constantin, da. Domnul ministru. Știți cum, iată, eu le spuneam la colegii... Ministrul României, ca să fie înțeles. Da, ministrul agriculturii a României, acum și viceprim-ministru, deci are și funcția de viceprim-ministru, este lider de partid, este liderul Partidului Conservator, suntem buni prieteni. Eu când am venit la Chișinău și am avut o discuție cu colegii, cu dumnealui, le-am spus la toți, iată cum ar trebui să fie un ministru. Tânăr, simpatic, talentat. Vă spun, este o personalitate deosebită. Vladimir Voronin. Să ajungi ca în țara ta 70 sau 60 ceva la sută să te aibă ca lider și să creadă, asta este o minune care probabil dumnealui are darul de la Dumnezeu. Știi, poți fi simpatic, poți fi deștept, dar nu te acceptă lumea. Și îmi pare foarte rău de dumnealui că nu a folosit în interesul țării acest dar care l-a dat Dumnezeu. Putin. Eu tare trist mă uit la chestia ce se întâmplă astăzi. Eu nu cred că asta e fața adevărată a Rusiei ce se întâmplă. Și tare mă tem, fiindcă știți cum pacea este un lucru sfânt. Și să nu dea Domnul să întâmple ceva din acele ambiții care să sunt. Nu vreau tare să comentez, dar nu e bine ce se întâmplă. Valeriu Kosarciuc, colegul dumneavoastră. Păi nu este fostul. Bine. Nu este bine ca să un... Știți cum? Iată, lui a stricat o tradiție. Noi, așa era primit, când ministrul se ducea din minister, el nu mai comenta pe alt ministru care vine. Bun, e rău, știți cum... O etică. Așa este. Eu vreau să vă spun că doamna Buliga este o femeie deosebită și știe foarte bine domeniul. Eu uneori chiar așa mă uit invidios că domeniul care îl administrează îl știe în detalii. Deci eu... Poate e bine să fie și miniștri femei. Sigur, eu vă spun, am o experiență în viață când majoritatea femeilor care am avut tangență la lucru sau în altceva, au fost mult mai punctuale ca bărbați, mult mai de nădejde, mai de încredere, mult mai concrete și eu de ce le port un deosebit respect. Dumneavoastră aveți angajați mai multe la minister femei sau bărbați? De când a venit eu ministru, era 40 la 60, acum e invers, mai multe femei. Eu pun mai sigur semnătura după femeile care lucrează în minister decât după bărbați. Sunt supere bărbață, dar asta așa este. Domnul ministru, vrem să ne mai răspundeți încă la câteva întrebări, dar foarte succint, la un blitz. Spuneți-ne, care este bancul dumneavoastră preferat? Știți, este așa un banc care deodată ne clarifică care e prioritatea la noi, este agricultura importantă ori nu. Să facem aceea ce putem face. Când au venit japonezii prima dată în Uniunea Sovietică, știți că era ca în Coreea din Nord atunci. Îi duceau numai pe la diferite uzine și gata, care erau bune. Și au dus la fabrica de mașini, japonezii s-au uitat, la automobili unii făceau, i-au dus la fabrica de televizoare, s-au uitat așa japonezii. Pe urmă mers la o grădiniță de copii. S-au jucat cu copiii cei așa. Și liderul ăsta cu unii se întreabă japonezi, ce v-a plăcut la noi în țară mai mult? Și păi, voi aveți copii deosebiți, foarte frumoși, dar restul și faceți cu mâna nici nu-i bun. Păi, exact așa și noi. Ceea ce facem e bun, dar să nu căutăm să facem ceea ce nu putem face. Cu ce v-ar plăcea să vă ocupați la bătrânețe? Să fiu util. Asta mi-aș dori. Și la bătrânețe să fiu cuiva de folos. Care este primul lucru pe care îl faceți dimineața când ajungeți la servici? Primul lucru care îl fac imediat, calculatorul, controlez poșta electronică. Mai ales și m-am învățat de acest lucru cât am lucrat cu japonezii. La ei se începe ziua mai devreme și eu când veneam la lucru, prima ce trebuia să răspund, să reușesc să răspund până la ei noapte. Și ei foarte mult au apreciat acest lucru. De ce are nevoie Moldova pentru a prospera acum?
Moldova este țară prosperă. Moldova, în primul rând, moldovenii ar trebui să știe care este realitatea în țara noastră. Pentru asta eu așa am o dorință să-i urc într-un autobuz sau să-i urc într-un avion și să-i duc să vadă cum trăiesc în majoritatea țărilor. Moldovenii trăiesc în rai și nu știu că marea problema noastră, dacă moldovenii ar trăi rău, mă scuzați, n-ar investi în casă mari, n-ar investi în mașini scumpe, n-ar investi în haine și în tocuri. Vedeți că numai la noi se rup capul pe tocuri, în alte țări merg. Deci, da. Oamenii nu știu multe lucruri și eu consider că cel mai important este școlarizarea, ca oamenii să știe adevărul. Să știe că dacă nu vor cheltuie pentru fudulie, problema noastră este fudulie, cea mai mare prostie. Deci, dacă oamenii nu s-ar rupi capul să se fudulească, dar ar investi în afacere, afacerea le-ar da ulterior de 10 ori mai mult decât cei cu ce ei încearcă să fudulească. Ați cumpărat vreodată produse de la piața centrală? Da, dacă mi s-au lungit mâinile, de ce și vreau să fac acum o piață civilizată unde poți să intra cu mașina aici lângă Chișinău pe 33 de hectare, că este o porcărie. Trebuie să parchez cu două... Când ultima dată ați fost la piață? La piața centrală, ultima dată am fost când am dat afară medicul veterinar, care amăgea lumea că ține marfa în frigider, dar de fapt în frigider era mai cald ca afară. Și nu m-am dus, dar înainte regulat eram la piața centrală. Știți cât costă cartofii, un kilogram de cartofi? Sigur că știu, dar eu fac bort în cap că unii țipă că e ieftin. Deci agricultorii spun, ce dăm cartofi cu 4 lei, cu 5 lei, da. Nică. Dar aici, uitați-vă ce faci la piață, e 6-7 lei, da. Kilogramul de cartofi. Și cum să-i împaci pe unii și pe alții? Se spune că un om în viața lui trebuie să se crească un copil, să sădească un copac și să facă o fântână. Da? Dumneavoastră le-ați făcut toate lucrurile astea? Sau mai aveți de făcut ceva? Le-am făcut, dar mai am de făcut. Trebuie de făcut tot ce e posibil să aducem bani, să plantăm păduri în Republica Moldova, că Moldova se transformă în pustiu. Dacă nu facem acest lucru masiv și nu când ne ducem noi la zilele astea și punem 100 de copaci și până noi terminăm de mâncat frigăruiul, oile de los mulți de acolo. Da, da. Deci chestii de astea noi trebuie să evităm. Noi trebuie să ne ocupăm foarte serios cu împădurirea țării. Domn Bumacov, eu vă mulțumesc foarte mult din suflet că ați acceptat invitația noastră și nouă ne-a fost foarte interesant cu Mihaela. Am aflat foarte multe lucruri noi și vrem de asemenea să vă facem și noi dumneavoastră un cadou ca să vă aduceți aminte de iShow și așa frumos ca această primăvară de afară. Deci, cadoul nostru, un piersic cu această fundița noastră a iShow-ului. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit la noi. Vreau să vă spun că este un cadou foarte ingenios de care aveam nevoie ca să-l chiar să-l plantez acasă, îl plantez chiar astăzi. Bun, să vă mulțumesc. Mulțumesc. Partenerul emisiunii Independent Media, agenția ta de publicitate. Telefon 022 220 220.